Carmen, domnișoara Ancuța, domnișoara Florii, domnișoara Andreea. Băi, unde da. Sunt banii tăi? Mi-au furat țiganii aseară 4.990.000, aproape 10 milioane, că mai mi-a dat cineva încă 5 milioane. La crema acolo mă așteaptă țiganii. Da? Hai că dacă mă acolo te aștept eu ca să-ți iau banii, ca să nu mai ți iau. Domnișoara Andreea, nu mi-a băiatul banii, nu. Doamne, ferește, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Doamne, ferește, nu mi-i fură. Eu zi, mă, cum ar pune cu iaurt ca astraveți. Vezi că la te pune pe Facebook, pe YouTube. Nu mă pune, la. Ia uite-te la el. Câte monezi ai în mână? Ia să vedem. Dacă îți dau un leu, ce iei pe ei? Pâine, băiatul, îmi dă și băiatul un leu. Uite, ce mă, cât ai? Bă, ce mă, vezi, mă, că ai mază și bine. Băiatul un leu. Da, băiatul mi-i da și tu un leu, să vă da, băi, zici, domnișoara, Dumnezeu, sănătate, să trăiți toată viața, să rămâneți o seară frumoasă, o chimlă cu șobară frumoasă. Nu, că voi sunteți prietenii mei, tu unde stai băiatul? Aici la Cirișca, la etajul 4, la Indefon, ai numărul 12, domnul Andreea stă pe Badea Cățea, la lângă Boima, la Indefon, la numărul 12, la etajul 4. Dar el unde este? El. Băiatul stă la Casa de Cultură, la etajul 4, la Indefon, ai numărul 12, tu, domnul Sandu, dumneavoastră, stați nu, la eu stau Trocadero, la Indefon, aveți numărul 12, la etajul 4. Dar ce-i tu cu numărul 12? Că toată lumea care ești tu, care e numărul 12. Ce-i tu cu numărul 12? La etajul 4. Și tu mi-ai dat băiatul un leu, bă, dar acolo este mai multă pâine cu iaurt, ca asta aveți murat, găgunele, varză murată, roșii, ardei, morcovi. Da. Roșii, dar nu-ți să-ți fie de bine că te tunzi că stă frumos și ție, David, să vă fie de bine că te tunzi că stă frumos, ai nevarsele, vă dați-mă tot că vă stă frumos. Bă, câți bani ai? Mai mulți de un leu. Cât? Vreo 50 de lei de un leu. Bă, nu-i fura banii, dă-te la o parte spatele lui. Dă-te mă la o parte, ți-am zis. Nu mai luăm banii lui. Ai, domnule, hai de nu-mi fură banii, nu mai, șefa, nu-mi fură băiatul banii, nu, pe râde de mine, șefa, nu, hai de, domnule. Hai, ceau!